Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, probabil că mai țineți minte seria de Mario Rabbids pe care noi am făcut acum ceva vreme, acel joc super nice făcut de către Ubisoft în colaborare cu Nintendo, care era un fel de Mario cu Rabbids, cu elemente de XCOM și care a ieșit un joc destul de făinus, dacă e să mă întreb pe mine. Mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar acum știți foarte bine că în lunile, sau bine, acum săptămânile ce urmează, se va lansa continuarea acestui joc și anume Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Ei bine, am avut oportunitatea, mulțumită celor de la Ubisoft și celor de la Nintendo, că ne-au oferit ocazia de a testa jocul ceva mai devreme și astăzi, oameni buni, am voie să vă arăt câteva imagini extra din ceva gameplay de la Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Un joc care este ceva mai diferit față de prima versiune și care are o grămadă de elemente destul de interesante care sunt 100% sigur că s-ar putea să vă placă. Și oameni buni, ce vă rog eu, ca de obicei, un micuț like acolo și ar fi super de gust din partea voastră și hai să vă arăt puțin gameplay din Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. O să ne folosim de VLC aici, așa ca să trecem puțin prin gameplay, pentru că mi-e mai ușor să vă explic pe imagine decât să fac eu un script și nebunii genul acesta, înțelegeți voi? Suntem și presați de timp într-un fel sau altul. Ce urmează să vă arăt aici este cumva începutul jocului, cumva prima zonă destul de mare unde putem explora, putem verifica în stânga și în dreapta cam ce se regăsește prin această zonă, putem să colecționăm monezi, putem să facem rost de iteme, putem să ne ocupăm de fel și fel de side quest-uri care, credeți-vă, sunt destul de multicele, iar după cum puteți observa, jocul este destul de open world comparativ cu prima versiune de Mario Plus Rabbids. Cumva acolo lucrurile erau ceva mai de tipul coridor, dar aici cumva lucrurile sunt mult, mult, mult mai open world față de precedentul și, sincer să fiu, este un lucru ce este destul de tare îmbunătățit comparativ cu precedentul. Și după cum vedeți, avem și clasicele mini-challenge-uri, mini-game-uri pe care le aveam și în primul joc, dacă mai țineți minte, pentru că și atunci știu că trebuia să farmez fel și fel de chestiuțe. Avem și un micuț radar aici sus pe care putem să folosim să ne ghidăm în stânga și în dreapta. Și desigur avem și stats-urile noastre ale caracterilor. O să mă dau și cumva mai în poziția asta aici să vedeți și voi mai bine cam toate informațiile de pe ecran. Și aici intrăm în cumva o mini parte de poveste unde cumva ne se arată care este situația în orașul de aici, pentru că noi trebuie să ne luptăm cu o forță malefică galactică pe care nu vreau încă să vă dezvălui, cu toate că dacă ați urmărit trailerele cu siguranță cred că o și cunoașteți, dar o să o lăsăm așa în mare parte să fie așa și puțin semi-secret. Ce pot să spun e că sunt super, super îndrăgostit de grafica jocului, adică este super nice, este super plăcută și comparativ cu multe alte jocuri de Switch chiar arată destul de binișor. Iar acum intrăm în prima noastră luptă, dacă e să luăm așa, pentru că avem, cum am spus, suntem la început, trebuie să intrăm și noi în puțin combat să vedeți cum funcționează noul combat, pentru că deși încă sunt elementele de XCOM păstrate, cumva jocul are niște chestii noi despre care aș vrea să vă vorbesc și probabil o să trească să schimbăm și video mai încolo să vă arăt mai exact la ce mă refer. Deci avem harta de combat, așa cum probabil deja sunteți familiarizați cu ideea asta, și avem și niște ajutoare în plus pe care le puteți vedea. Desigur, avem și tutorialele încât să ne putem manageria echipa. Momentan, acum la început, putem folosi maxim două caractere și, desigur, și câte un spark de fiecare. Ce sunt acești sparks? Ei bine, sunt niște ajutoare ce ne oferă niște atacuri modificate în plus destul de interesante. Am să fac așa la început un party de Mario plus Luigi, dar desigur poți să-ți faci orice tip de party îți dorești tu. Poți să analizezi drumul înainte, să vezi exact ce și cum și care, sau poți pur și simplu să te bagi în luptă fără să te uiți prea mult. Vedeți, elementele sunt ceva mai diferite. Nu mai ești forțat, uite, o să trească să dau un pauză aici și să vă explic mai exact. Înainte, în vechiul joc, erai forțat să te duci fix pe anumite poziții și să stai acolo. Cumva aici lucrurile sunt ceva mai simple, te poți pune oriunde dorești tu. Când vrei să fii în cover, îți apare semnul de cover și dacă ești acolo, ești în cover. Iar dacă nu vrei să fii în cover și vrei să stai oriunde, poți stai oriunde dorești tu. Desigur, ai două acțiuni pe care le poți face, fie mișcare, fie
una, da, fie mișcare și atac, niciodată nu poți face două atacuri. Adică ca să știți că ai idee. Poți să dai atac de spark plus atac de armă, dar nu poți să dai niciodată două atacuri de armă în același timp. Aici așa arată și meniul de arme. Poți să-ți alegi să tragi în două ținte diferite, fie poți să alegi să tragi două în aceeași țintă. Asta e în funcție de caracter, doar doar Mario e capabil așa ceva, Luigi are doar un singur atac și momentan doar asta o să ne folosim acum. Are și un spark ce îi poate oferi, spre exemplu, cum îi spune, reflect la damage, deci are defensivă destul de mare. Iar aceasta este cumva abilitatea specială. Cumva el și Mario au aceeași abilitate specială, probabil că o țineți minte și din, și din primul joc. Este acea abilitate Overwatch din XCOM, ce prinde orice mișcare a inamicilor, iar dacă cumva inamicul se mișcă și este în câmpul tău vizual, e bine, caracterul tău va ataca automat ținta respectivă. Și după aia totul este turn-based, așa cum probabil deja sunteți familiarizați cu jocul. Totul este turn-based, totul este relativ ușor de manageriat. Și în mare parte, cum am spus, e ceva mai liber și cu o grămadă de elemente mult mai distractive comparativ cu precedentul joc. Precedentul joc era destul de simplu, n-aveai foarte multe elemente, n-aveai cine știe ce chestii. Ei bine, aici lucrurile sunt ceva mai interesante. Și desigur, dacă o să ne ducem puțin mai încolo, o să explorăm puțin o peșteră. Aici avem iarăși alte elemente pe care noi le putem descoperi. Dar ce voiam eu să fac e să ne ducem poate puțin mai încolo la un boss fight, unde puteți vedea cum decurg lucrurile. Aici să știți că m-am chinuit puțin pentru că a fost ceva mai complicat. Aici este și party-ul nostru de 3. Avem și party de 3 de data asta, după cum puteți observa, pentru că aici cumva se mărește party-ul. Mi se pare că mai mult de 3 nu cred că merge. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să meargă și de 4, dar știu că din ce am jucat eu mai mult de 3 nu am avut. Asta fiind primul boss fight, aici cumva trebuie să fim super atenți cum ne folosim abilitățile, pentru că orice atac atrage atenția bossului, iar bossul sincer când vine îți dă una de nu mai știi cum te cheamă, deci trebuie să ai mare, mare grijă cu acesta. Aici la fel folosim abilitatea specială a acestui nou caracter pe care îl avem, care e un fel de Overwatch, dar trebuie să fii în câmpul, în raza ei sau ceva de genul acesta ca să funcționeze. Și desigur avem și niște sparkuri ceva mai diferite. Aici avem, uite, Luigi are un spark de foc ce îți dă atacuri de foc, după cum probabil v-ați dat seama, pentru că sparkurile, atât că atacă ele, gen au ele atacurile lor, fie îți dau ție buff, fie îți dau tot felul de buff-uri pentru ceilalți. Adică poți să ai buff pentru tine sau buff pentru ceilalți, depinde acum cum decizi tu că trebuie să abordezi situația de aici. Iar acum o să ne ducem la o altă parte a jocului, unde avem câteva elemente noi de open world pe care le putem folosi. Și anume avem o abilitate a acestui companion roboțel, din păcate îmi scapă numele lui în momentul de față, dar cum îi spune, e un ajutor destul de practic, mai ales când vine vorba de explorare, pentru că, cum am spus, jocul este mult mai open world și ai mult mai multe lucruri de făcut comparativ cu precedentul. Iar companionul nostru poate distrugă diverse obstacole sau să le mute sau să le afecteze într-un fel sau altul, încât să poți să îți să-ți iei niște reward-uri folosind de această abilitate. Desigur, avem pe fiecare hartă, după cum probabil ați observat, avem niște vânzători. Acești vânzători ne oferă diverse item pe care le putem cumpăra cu goldul din joc. Goldul din joc putem să ne dăm și heal la caractere și desigur putem să interacționăm și cu diverse caractere pe aici care ne pot oferi misiuni extra. Uite, spre exemplu, putem vorbi aici cu această persoană și el să ne dea o mini misiune în care să deblocăm acel spark. Ce este ca un micuț sfat, așa vă recomand să faceți misiunile astea secundare, pentru că sunt super practice când vine vorba de a obține cât mai multe abilități noi. Uite, spre exemplu, și Beepo aici ne spune despre aspectul ăsta, că săracul e la că cam nebun. Și da, Beepo îl chema, v-am zic Meepo inițial, dar cred că e mai bine că n-am zis Meepo. Aici, după cum puteți observa, avem un side quest pe care noi l-am putea face dacă ne ducem acolo așa în interiorul igloului.
Desigur, ați văzut și tunul ăla din spate. Tunul ăla din spate este folosit pentru a parcurge distanțe mai mari și trebuie să țineți cont și de nivelul pe care voi l-aveți. Adică trebuie să vă uitați puțin așa la party, să vedeți exact ce nivel aveți. Noi momentan cred că aveam undeva pe la vreo 11 sau 10, cam așa. Deci cred că aveam 10. Deci ne puteam bate lejer cu grupul ăsta de aici, cu toate că ar fi putut să fie destul de periculos. Iar acum, ca să vedeți puțin cum sunt lucrurile la nivel mai mare, pentru că și asta contează destul de tare, avem două sparcuri de data asta și, desigur, abilitățile fiecărui caracter în parte. Deci avem două sparcuri, ceea ce înseamnă că ne putem face niște combinații interesante. Unul putem asigna să fie un sparc ofensiv, unul să fie un sparc defensiv și tot așa. Adică e destul de plăcut cum poți să combini aceste abilități pe care le ai. Dar în mare parte pot spune cu siguranță că este un joc ceva mai bun față de primul, așa că dacă cumva l-ați jucat pe primul și nu v-a plăcut sau vi s-a părut prea simplu, credeți-mă, acesta este mult mai challenging și cu siguranță o să vă ofere așa o satisfacție mai mare atunci când vei reuși să termini o luptă. Dar, boys, sper că v-a plăcut acest micuț preview pentru Mario & Rabbids Sparks of Hope. Sper că vi s-a părut interesant acest gameplay și dacă cumva vreți să mai vedeți, poate să vă mai arăt o altă luptă sau ceva și să vă mai arăt așa cam ce opțiune aveai pe acolo, puteți să lăsați în comentarii. Noi, oricum, o să facem serie cu jocul ăsta când o să-l lanseze, așa că nu vă faceți griji. Dacă cumva vreți să vedeți mai multe videouri cu el, dar nu le voi face acum. Cam asta tot, nu uitați să like, subscribe, share și comment, iar noi o să ne auzim cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!